Zice, no, bine dacă vrei. Bine v-am găsit, cu mare respect spune sala și orchestra. Să vă dea Dumnezeu fericire. Este o mândrie pentru mine, după foarte mult timp, pentru că știți programul Folii Salame este foarte ocupat. Dar în sfârșit sunt aici la Halul Vânătorilor, da? Unde toți artiștii mari își fac prezența. Vrem să vă distrați în această seară, mai ales că în această seară s-a împlinit un an de zile de când, de la deschidere, da? De când am inaugurat cu toți lăutarii mari. Nu vrem decât să vă distrați, de-aia am venit și eu și orchestra, să vă distrăm, să vă facem fericiți. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să aveți un Paște fericit. Știți că n-am dormit deloc pentru că am fost cu fetița mea la mai devreme. Mi-a făcut cineva o surpriză. Eu nu am știut că Betty, fata mea, cântă. Totdeauna o puneam să-mi cânte ceva și spuneam, eu nu știu să cânt. De ani de zile mă rugam de ea să-mi cânte și nu mi-a cântat. Azi mi-a cântat la Măruță în emisiune, m-a făcut fericit și normal că nici solo n-a mai venit pe la mine. Așa că mă odinesc aici cu voi, mă relaxez aici cu voi, să vă dau Dumnezeu fericire și noi.